Pot să vă asigur că aceste proteste vor continua până la eliberarea primarului nostru, Ion Șor. Noi suntem, deci, chiar obligați să punem pe ordine de zi acest subiect care ne este impus de Procuratura Anticorupție și, deci, la următoarea ședință a Consiliului va fi discutat suspendarea primarului Ion Șor. Dar vreau să vă spun, chiar ca președinte a fracțiunii pentru Orhei, că toată fracțiunea noastră din Consiliul Orășenesc Orhei este solidară cu acel gând și cu acea dreptate care o știm noi, că Ion Șor nu este de vină și deci va fi un vot negativ.